În acest moment, circulația pe podul de la Agigea rămâne restricționată. Doar o singură bandă pe sens este deschisă traficului. Turiștii care vor veni pe litoral în mini-vacanța de 1 mai vor avea însă posibilitatea să aleagă o rută ocolitoare. Și până după sărbători va fi această restricție. După sărbători vor lua o decizie dacă podul intră în reparație sau nu. Deci asta vi se va comunica oficial. Deci asta este informarea oficială de la Direcția de Drumuri Naționale. Însă avem podul numărul 2 de la poarta 10, de acea centură de ocolire, acea bretea, ca să-i spunem pe românește, care este funcțională. Deci preia practic tot ce înseamnă transport auto pe zonă. Ministrul Transporturilor declarase luna trecută că la mijloc ar fi probleme de natură financiară. Așa s-ar explica întârzierile. Colegii sunt pe finalizare, mai au două toroane de schimbat. Practic aceste două toroane trebuie rezolvate și am rezolvat și cu acel pod. E o problemă de plată acolo. Și problema nu e tehnică, problema este doar financiară. Acolo e un program întârziat de foarte mult timp și e doar o problemă financiară, nu e o problemă tehnică acolo de nicio natură. Potrivit unui document publicat pe site-ul CNADNR, contractul cu firma care se ocupa de reparații a fost suspendat. Până în acest moment, 64% din pod este gata. Pentru restul reparațiilor, podul urmează să fie închis pentru 2 luni, dar nimeni nu știe care va fi perioada. Proiectul Lot 3 Reabilitare Pod de pe DN39 la Agigea are o valoare de peste 66 de milioane de lei, iar banii au venit de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare.